Bine ați venit pe canalul meu, sau revenit. Eu sunt Ana și am lipsit o perioadă de pe canal pentru că a fost luna decembrie și m-am gândit că toate fetele mai cunoscute, nu mai cunoscute, vor face daily vlog, așa că nu se va uita nimeni la clipurile mele și am decis să iau o pauză, dar am revenit. Și pentru că moșul a fost darnic cu mine anul ăsta și am primit un ring light și o cameră Sony. Bine, la cameră mai trebuie să plătesc, dar ring light-ul e al meu. Și tot am tendința să mă uit în loc să mă uit în cameră, mă uit deasupra în ecranul de la cameră. Sper să iasă ok totuși. Și am zis să facem un nou video pe anul acesta în care să vă prezint produsele mele de machiaj de lux sau high-end. Nu cred că pot să spun de lux totuși, pentru că de lux cred că înseamnă altele și mai scumpe de atât. Produsele mele high-end și care, dacă vă vor plăcea, să le folosiți și voi. Depinde ce anume vă place din ceea ce am eu. Mi-am pus o coroniță astăzi, așa cum spune Nanu, ca să vedeți că sunt fetiță. Și dacă tot suntem pe bogăție, mi-am luat și tricou cu Tommy Hilfiger. Și pe bogăție suntem astăzi, da. Pe care am dat 120 de lei și l-am luat ieri de la Tommy, deci nu a fost mare bogăție. Păi ca să nu mai stăm mult, zic să dăm drumul la treabă și să vedem ce iese. Nu neapărat machiajul. Probabil o să mai vorbesc prostii și glume pe parcursul acestui video, deoarece nu doresc să fac un video neapărat numai machiaj, pentru că sunt pe net câte vrei, câte vrei și câte nu vrei. Am și o oglindă aici, așa că dacă mă uit din când în când aici, să știți că mă uit în oglindă. Da, haideți să mă uit și la cameră. Da, ce să zic, eu sunt mai frumoasă în real life decât apar pe cameră, dar asta este. Bun, să dăm drumul la treabă. M-am dat cu cremă pe față. Am avut o cremă scumpă de la Laneige, care mi-a plăcut foarte mult. Pe bază de apă, scuze. Dar am păstrat un ultim rest ca să mă dau astăzi, când voi filma acest clip. Și am folosit-o așa că am aruncat-o. De-aia nu vă mai arăt. Trecem la primer. Am un primer scump. Cine mai are? De la Bobbi Brown. Să știți că cineva mi-a zis că mie nu mi se potrivește fondul de ten cu acoperire mare, că nu stă bine, că e ok, nu e nicio problemă. Eu vă arăt niște produse pe care le am eu, care mie îmi plac, poate vouă nu. Dar dacă vă place și vouă ceva de ce vreți să folosiți, foarte bine. De asta am făcut o mică paranteză, pentru că acest primer l-am cumpărat văzând un tutorial de machiaj o fată din România și mi-a plăcut. L-am cumpărat din vară și are și factor de protecție 35. Așa că zic, să dăm drumul la și anume treabă. Tare sunt curioasă, prima oară cum filmez cu camera. Și sper să iasă bine sau mai bine decât cu telefonul. Și ziceți că m-am dat cu o soluție din aia albă pentru, știți? Nea mentolată pentru, de asta cum zice, vărsa de vânt. Așa nu mai știam ce să fac. Ok, hai că nu vreau să vă rețin mult, ca de obicei. Așa că trecem repede la treabă. Și să vedem dacă ne lungim, adică eu, prea mult. O să fac un ochi machiajul, iar pe celălalt o să-l fac în afara camerei. Dacă durează prea mult. Am văzut aseară un clip. Aseară, adică azi noapte, pe la 1. Cu o fată care are cearcăne la fel de mari ca ale mele, bine, din America, și mi-a plăcut foarte mult sfaturile ei, mi-au plăcut foarte mult sfaturile ei și ce consiliere recomanda ea pentru cearcăne, așa că o să vă las în descriere și clipul respectiv. Dacă mai sunt persoane așa de nefericite ca mine, care au aceste minunate cearcăne, să știți ce concealer puteți să folosiți. Eu folosesc momentan ce am. Dar
Da, mi-a plăcut și mi-a plăcut anumite tehnici pe care le folosește ca să acopere ciarcănele. Bun, hai să trecem mai departe. Deci ne-am pregătit fața. E ok. Trecem la fondul de ten. Avem fondul de ten de la Fenty Beauty. Acesta mai nou. Să mă uit să văd dacă se vede în cameră. Da. Poftiți, vă rog. Bineînțeles că trebuia să vină și Giulia. Așa, am făcut o pauză ca să o auziți, că este răcită. Neața. Neața. Pentru că mă chinui de 2 zile să filmez acest clip și m-a certat el. De fapt, nu m-a certat. A spus la fete. Dar e așa că am uitat. Vezi dacă m-am luat cu tine? Trebuia să facem mai întâi corector. Acesta este de la Make Up Forever și nuanța este 42. Este un corector. Somon. Așa, ca să anulăm ciarcănele. Mai întâi folosesc ăsta și după aia fondul de ten. Dar, cum am văzut aseară la fata aia, foarte deșteaptă și înțeleaptă, o să folosim doar puțin unde sunt ciarcănele. Eu, în general, foloseam mai până mai sub ochi și acolo fiind foarte multe riduri. Bineînțeles că imediat se strânge. Așa că acum vom folosi doar punctual aici unde avem nevoie. Pentru că voi folosi după aceea culoare și sub ochi. Și vom acoperi partea mai închisă de sub ochi cu ce machiaj vom folosi și la ochi. Așa că nu este nevoie să mergem atât de mult cu acest corector. Doar să anulăm puțin culoarea foarte, foarte închisă a ciarcănelor. Ok, am și un burețel pe care l-am udat. Așa, bun, și acum să trecem la fondul de ten, pe care sper din suflet să nu-l dau pe tricou. Pentru că mai am un tricou alb de la Tommy, pe care, bucuroasă, după ce m-am machiat, am constatat că dăduse fond de ten. Iar ieri am reușit să nu mai dau fond de ten, cu toate că tot așa îl dau, punctat. Pe tricou, în schimb, am dat pe blugi. Picățele. Mergem puțin și pe gât, ca să nu fie diferența de culoare. Și dacă mai avem nevoie, mai punem. Am un burețel pe care l-am primit de la... Asta e burețelul. Burețelul care este un buretoi față de salat. Hihi, cute, cute. L-am primit de la Advent Calendar. Am primit și eu de la Moșul. Un Advent Calendar de la Douglas. Și în care se afla și acest burețel care îmi place foarte mult. Cu toate că eu în ultimul timp am folosit pensulele pentru a aplica fondul de ten, îmi place burețelul. Așa că vom folosi burețelul. Da, domnișoare, merge totul perfect conform planului? Da. Da? Bravo. Bravo, bravissimo. Așa, și aici în colțul ochiului era puțin închis la culoare, am aplicat un pic de fond de ten. Îți place că mi-am pus coroniță să vadă lumea că sunt fetiță? Foarte fain. Da, mă bucur. Să nu vă speriați de vocea mea, dar asta e vocea de dimineață, plus că sunt și răcită. Da, chiar de vreo săptămână. Mă ține. Răceala domnișoarei. Și azi e marți, adică eu sunt răcită de când a fost Revelionul Păi, miercuri. Revelionul a fost tot marți, deci de miercuri, aproape săptămână. Bine, nu mai ești răcită, răcită, ai mai rămas doar cu gâtul. Ok. Tot am tendința de a mă uita în ecran când trebuie să mă uit în cameră. Păi cât vezi pe tine. Da, nu știu cum se vede pe cameră, nu-mi dau seama. Păi, da, exact, cum zic eu. Uite în cameră. Stai. Deci, nu uite-te aici și apoi în cameră. Mă uit în cameră acum. Nu vreau să văd cum se vede fondul de ten. Este un fond de ten Nu, nu hidratant. vreau să vedem diferența. De la Fenty. Păi nu, că nu Nu voiam deranjează. o acoperire mare, ci doar o uniformizare.
A tenului. Bun, și acum trecem la concealer. N-am găsit de unde l-am luat pe acesta. Este Tarte. Numai că nu este Tarte Shape, este Tarte Chrisless. Și dacă este pe bogăție, pe bogăție, cam și mai ieftine, bineînțeles. Și normal, de zi cu zi folosesc unul mai ieftin. Dar, pentru că suntem pe bogăție azi, și cine mai e ca noi, vom folosi acesta scump. Păi nici într-o parte ține până aici, într-o parte în... Numai acolo, nu? Hai să mai dau un pic și aici, dacă zici tu. Așa. Să mergem de desubt, da? Nu mergem până sus și acoperim cu culoare ulterior. Și de data asta vom folosi burețelul. Aia, Nic. Să stau mai așa ca să mă vedeți și voi, da. Este prima oară filmarea cu camera pe care va trebui să o studiez mai bine ce poate face. Este un Sony A6400, nu? Parcă, Giulia, ia uite ce scrie. Păi scrie sus pe ea. Și am folosit puțin concealer. Unde? Deasupra. A, da, 6400. Am mai văzut. Am folosit acest concealer și ca primer pentru ochi. De data aceasta, deci mă uit în oglindă, ca să știți, nu vă păcălesc, am o oglindă. Ce murdare e, Giulia, tu te și aștepți oglinda. Adu-mi șervețel. Bine, aia era spatele, nu aia mă uitam. Aia partea care mărește foarte mult. Ok. Cer să nu duc foarte mult sus concealerul ca să nu aibă ce să se strângă imediat. Deja câte minute avem? 12 minute deja, Julie. Și n-am aplicat decât concealer și fond de ten. Păi, probabil ai vorbit mai mult. Da, ca de obicei. Ok. Este foarte gros și acest concealer, din păcate, deja s-a strâns. Ia de mai aproape un pic. De aici. Miște de lentil. Ok, da. Hai, cum, mișcă, în ce mișcă parte? Păi spun eu. Așa, așa, așa. Este foarte aproape. Așa. Nu știu dacă se vede. Bine, mă uită la... Asta e maxim. Monitor. Da, e maxim. Dar deja s-a strâns, pentru că este foarte gros și chiar văzusem aseară și la o fată că nu este așa recomandat. Dar eu l-am folosit azi că v-am spus. Că de, suntem pe bogăție, de aia. O să fac un clip și cu altele pe care le folosesc și cu alt machiaj. Dai un pic înapoi. Atât. Mulțumesc. Ok, hai să și setăm. Avem o pudră de la Kat Von D, translucent, și am văzut și fata asta, pe care... No, ia să văd și eu cum se focusează camera. Se iasă frumos. Se focusează? Nu. Acum, da. Acum, că mi-am băgat cap. Păi, dar nu mi-am așa. Și chiar recomanda și ea pudra asta. Folosea și ea. Am zis că o să vă las link-ul în descriere și o să folosesc o pensulică de la NYX. Și o mică? Da. Ca să setăm un pic. Mă, credeam că vrei să setezi totul. A, nu, 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 doar aici, sub ochi. Un pic. Un pic. Și pe pleoapă puțin. Și în partea asta alaltă. Dăm un pic cu degetul să nu fi rămas strâns. Și pe pleapă. Așa. Eu zic că este ok. Bun, să trecem mai departe. Am vrut să fac o parodie din acest clip. Dar zic ok, hai să le arătăm oamenilor produsele ca lumea. Și apoi facem un altul parodie. Dar asta nu înseamnă că nu vom glumi. Am uitat să vă spun că am dat acest omuleț pe buze. Este de la Karl Lagerfeld. Este un balsam de buze. Este un extraterestru. Nu, este chiar Karl Lagerfeld. Așa era cine el. Cine e ăla? O să iau o pauză mai încolo să explic Giuliei cine este ăla. Asta și spatele. Am dat 28 de lei la Douglas. Dar e foarte bun.
27 așa ieftin? Da, așa ieftin a fost. Bun, și acum vom folosi cea mai scumpă paleta mea. Sper să reușesc să vă și las în descriere link-uri către toate produsele folosite. Ta-dam! Este această paletă Dior. Încadrată bine? Hai să sunt un pic. Exact. Această paletă de la Dior și este 003 Amber Neutrals. La care avem așa. Un concealer. Un highlighter. Așa este scris de ei. Un contouring. 3 shimmery, 3 mate. Nu știu ce o să fac azi. Dar hai să-i dăm bătaie ca să nu stăm prea mult. Bun. Deci vom lua o pensulică așa. De la... Nu. Oh, scuze. O luăm pe aceasta. Mai pufoasă. E din setul meu de la BH Cosmetics. Un pic pufoasă. Să folosim o nuanță... Ia că stau eu aici, să vă dați. Cred că o să o folosesc pe cea de contur. O să folosesc în partea de sus, deasupra, cum să-i spun, crisului. Da? Așa. Ca să facem o nuanță de tranziție. Și am luat pensulica aceasta pentru că nu dorim să fie compactă nuanța. Cum ne uităm în oglindă. Ci doar puțin. Să avem o nuanță de... Ia că eu nu văd nimic de aici. Cum să nu? Trebuie să vadă și asistentă personală. Domnișoara asistentă. Vreau să... Ai văzut domnișoara asistentă? O pastilă, că eu mai am pe aia de... Aia cu gustul de trandafir și... Da, ok. Să-ți o pastilă. Că... Oricum ne sună el că mine spre casă. Păi așa? Am zis să nu uite. Haideți să folosim și aici. Cu toate că o să luăm o pauză ca să nu vă plictisesc vreo jumătate de oră, mai mult de jumătate de oră, cum va fi? Mamă, deja 17 minute. Ok, hai să facem doar un ochi. Julie. Ok. Așa. Bun. Avem o nuanță de tranziție. Se vede? Se vede dacă ne uităm drept? Se vede. Bun. Acum vom lua una mai compactă, o pensulică mai compactă. Aceasta care este tot de la Douglas. Așa. Și vom folosi o nuanță. O vom folosi pe aceasta. Are și nume. Este Matte Brick. Matte Brick. Ok. Folosim Matte Brick. Și doar în colțul exterior. Atât. În colțul exterior, ca să mai alungim ochiul. Așa? Sunt pigmentate astea. Da, sunt foarte pigmentate. Și arată foarte bine. Se vede? Se vede? Așa și puțin în cris. Foarte puțin. Așa. Apoi, vom lua nuanța mai închisă, care este Matte Smoky Brown. Și vom folosi efectiv doar în colțul exterior. Și să dăm excesul jos. Wow! După cum se vede, este foarte pigmentat. Smoky Brown. Bun, și vom lua o altă pensulică. O luăm pe aceasta, mai fluffy. Ca să putem să blenduim nuanța. Să nu rămână atât de concentrată. Și o tragem un pic spre colțul exterior. Un pic, un pic. O luăm înapoi pe asta, de la Douglas, pe care am avut-o când am pus nuanța.
încerc să vin un pic spre jumătatea ochiului, pentru că ochii mei sunt foarte lăsați. Nu vom putea folosi sclipici, scuze, decât în partea interioară. Aici. Așa că aici va trebui să venim cu mat. Așa. Eu zic că s-au blenduit foarte bine. Mai luăm un pic pe asta. Și mai venim o dată deasupra. Nuanțe de maro. Eu zic că este super. În oglindă se vede foarte, foarte bine. Și acum vom lua o pensulă mai compactă. Asta, tot de la NYX. Professional Makeup. Este numărul 13. Nu știu dacă se vede. Adică zic eu. Se vede aici numărul 13. Da. Nu știu. Și vom lua... Ce nuanță zici, Julie? Care îți place? Asta, asta. Asta este highlight. Asta mai deschisă, zice Julie. Să o folosim, care este Shimmer Orange. Dăm excesul roz și o folosim doar în partea interioară. Ca să deschidem puțin ochiul. Și facem mișcări de presare. Nu de blenduire. Da, iubita mea? Așa, tu filmezi 22 de minute. Da. Și m-ai făcut un ochi. Da, normal. Pentru că... De 5 minute în continuu. Munca ca lumea se face în timp. Bun, și acum venim puțin din nou cu pensula. Da, pentru video ăsta. Da. Ca să nu fie delimitat prea bine... Să fie o linie între sclipici și nuanța mată. Venim puțin cu pensula. Ok. În oglindă se vede foarte bine. Nu știu cum se vede pe cameră, dar în oglindă se vede foarte bine. Și acum vom lua o pensulică mai densă și mai micuță. Ca să aplicăm și sub ochi. Eu întotdeauna aplic și sub ochi. Bun, vom merge din nou cu nuanța de contur. Aceasta este pensulica. Și este tot de la Douglas și este tot din Advent Calendar pe care l-am primit anul acesta. Luăm nuanța de contur pe care am folosit-o prima oară. Asta. Și o folosim și sub ochi. Nu știu dacă mă vedeți. Mă vedeți? Să iau oglinda să o folosesc mai în față, așa ca să nu mă uit prea jos, să nu mă mai vedeți. Așa. Atât. E foarte bine. Acum vom lua nuanța a doua și vom folosi tot sub ochi, matte brick, așa cum ziceam. Iar acum luăm pensulica aceasta pe care am folosit-o pentru culoarea închisă, fără să mai pun nimic, doar vreau să blenduiesc puțin aceste două nuanțe. Puse deja. Și nu mă duc de tot până în interior, ca să nu închid ochiul de tot, să-l fac foarte mic. Nu mergem cu culoarele închise până în interiorul ochiului de tot. Ce bine mi s-au zis culoarele în loc de culorile. Ca să știe lumea că avem culoare. Zic. Așa, și le aducem un pic în exterior, ca să facem ochiul mai alungit puțin. Place? Julie îi place. Cred că va trebui să luăm aceasta de la început și să mai luăm un pic din bronzer și să mai dăm un pic sus.
Să se delimiteze mai bine, să se vadă ochiul mai bine. Așa. Acum vom șterge puțin pensulica pe un șervețel, ca să nu mai aibă produs deloc și doar să blenduim marginile, ca să nu fie o linie prea dură. Sus. Atât. În cap. Atât. Foarte bine. Apoi trecem la cleștișor ca să ondulăm puțin genele și să folosim rimelul de la Too Faced Better Than Sex. Este o ediție limitată cu acești, ce se zice, piersicuțe. Cu aceste piersicuțe. Este o ediție limitată, dar există tot timpul. El este roz, în varianta roz. Știu că mai este o variantă verde, care este, cum se spune, waterproof. Aceea. Acesta este doar un rimel foarte bun. Păi și o să folosesc... Oh, pe nu, eu mi l-am luat pe ăsta, că ăsta mi-a plăcut mie. L-am mai avut și mi-a plăcut foarte mult. Să folosesc o oglinduță mică de la highlighter și care e tot de la Too Faced, ca să nu mă mai aplec, să nu mă mai vedeți. Așa, și încep, cerc să pornesc de la bază, să nu dăm doar vârfurile genelor. Chiar dacă ne mai murdărim, ceea ce mie mi se întâmplă frecvent, ca să nu zic, de fiecare dată, ori dau pe pleoapă, ori îmi dau pe partea asta interioară a nasului. Rimel, dar cred că știți deja cum să-l ștergeți. Dacă nu, vă arăt eu. Că sigur mă voi murdări. Și este un rimel foarte, foarte bun. Mie îmi place foarte mult. L-am mai avut vreo 2 ori, apoi am avut altul mai ieftin de la Maybelline. Așa cum ați văzut și în celălalt videoclip cu produse ieftine. Asta este rimelul. Asta? Ăsta. Atât cât că ai și urechile înfundate. Nu numai că tușești. O singură aplicare, ca să zic așa. Un singur strat. Gata. Am găsit și cuvintele. Un singur strat. Și acum dăm și în partea de jos. Eu dau mereu, pentru că mi se pare că mai acoperă și din riduri și nu se văd ridurile atât de mult dacă dau și cu rimel în partea de jos. Asta mi se pare mie și funcționează pentru mine. Acum fiecare cum îi place. Sunt persoane care nu folosesc rimel și la genele de jos. În schimb, mie îmi place. Ce zici, domnișoara, mai dai un zoom? Să vadă lumea mai de aproape. Și după aia trecem și la celălalt ochi. Încolo? Da. Ok. Haideți că luăm o pauză ca să facem și al doilea ochi, să nu vă mai rețin atât și revin imediat. Gata! Am revenit. Am făcut și celălalt ochi, am făcut și sprânceana, am dat și cu blush. Hai să pot să dau mai aproape, să mă vedeți. Da. Pe partea asta am folosit și blush-ul și highlighter-ul. Și pe partea asta la altă nu. Cum o să dăm înapoi. Așa. Ca să facem și partea asta la altă. Vedeți? Jumătatea este făcută. Jumătate nu e. Ok. Bun. După cum se vede, am folosit și negru. Rimelul Penas. Neintenționat. Chiar dacă nu reușeam să mă mâzgălesc de data asta, tot vă spuneam cum puteți să ștergeți rimelul aplicat greșit. Aplicat greșit. Aplicat unde nu trebuie, nu greșit. Avem o periuță din aceasta. A, uite, ne-a pus și focus. Cu care vom șterge
Unde ne-am murdărit? După ce s-a uscat. Vom face așa, periem ușor. Și gata. S-a dus. Super, deci rezolvăm și această problemă. Merge și dacă v-ați murdărit pe pleoapă și deasupra. Foarte bine. Bun. Acum vom folosi creionul de sprâncene și l-am pe acesta de la Anastasia Brow Wiz. Eu am primit o mostră de la ei când am mai făcut cumpărături la Sephora și mi-a plăcut. Drept urmare, mi-am luat și eu. Mai am și unul de la Benefit, numai că este o culoare prea închisă. Asta mi se pare mai aproape de culoarea potrivită pentru mine, care sunt blondă. Celălalt e mai negru. Bun. Și acum să dăm drumul. Ca să nu vă rețin prea mult și sper să nu mă mânjesc prea mult și să mă și vedeți ce fac. Are un vârf foarte ascuțit și foarte finuț, dar mie îmi place. Mă descurc foarte bine cu el. Celălalt de la Benefit pe care l-am eu este... are vârful puțin mai grosuț. Iau și ei. De la Benefit au și ei un creion cu vârful ascuțit ca acesta și unul cu vârful mai grosuț, pe acela l-am eu. Se numește... Uitați așa, că am un lipsus. Ca să nu zic lapsus. Am un lipsus, cum se numește. Nu Gimme Brow. Gimme Brow este gelul acela de sprâncene. Mm? Și acum avem și sprâncene. Și dacă nu m-aș mai uita în monitorul camerei, ci în cameră, ar fi și mai bine. Zic. Nu? Nu? Gata. Ați văzut ce repede antena și sprâncenele? Bun. Acum folosim această pensulă, tot de la BH Cosmetics, care este în unghi, pentru contur. Și avem conturul de la Hoola. Hoola Bronzer. Ok? După cum se vede, aici este mai sculptată fața. Se vede mai bine conturat obrazul decât în partea aceasta. Așa că și aici am folosit până la jumătate. După cum se vede, aici este nefolosit, aici este folosit bronzerul. Ok? Și acum vom sculpta chiar sub pomete. Nu trebuie să facem așa. Că-l vedem. Aici este umflat, aici este mai gol. Este umflat, este pometer. Sau pometul, sau pometul. Pometele? Cred că e pometele. Așa. Conturăm mai bine. Și acum aplicăm un pic și pe frunte. Să conturăm bine fruntea. Și tâmpla. Să dăm puțină umbră și dacă nu m-aș mișca cu totul, ar fi super. Și dacă aș vorbi și coerent, fără greșeli, ar fi belea. Scuze, asta era scaunul. Este scaunul Julie de birou care scârție. Bun, terminăm și cu asta. Acum avem această pensulică mai pufoasă, tot de la BH Cosmetics. V-am zis că am eu un set cu toate pensulele și folosim acest blush care mie mi-a plăcut foarte mult, de la Too Faced. Este un rozuliu, așa. Dar mie mi-a plăcut foarte mult. Se numește Baby Love. Baby Love. How cute. How cute it is. Facem așa ca să vedem unde am dat și cu roz. Cu blush. Nu venim până în față de tot. Mai ales că nu mai suntem tinere. Și frumoase. Că când eram tânără nu mă machiam. Da, eu mă machiez doar de câțiva ani. Să zic, 2. Și în ultimul jumătate de an mă machiez mai des. Mă înainte mă machiam așa, când și când. Dar am fost cu sora mea, care e mai mare, cu 7 ani ca mine, la doctoriță. Și m-a întrebat care este mai bătrână, ca să zic așa. Eu? Și am zis, nu, sunt mai tânără, cu 7 ani. Dar nu se vede, pentru că nu mă îngrijeam deloc. Nu foloseam nici cremă de față, nici nu mă machiam. Asta așa, pentru cine nu-i interesa.
Și acum avem un highlighter, tot de la Too Faced. La fel, care mi-e place foarte mult. Pentru că este discret. Nu este acel highlighter, cum zic fetele, care se vede din avion. Acesta este unul mai discret și mi-e place. Am unul mai ieftin, care se vede și din avion. Cu toate că se vede. Deja. Și am mai aflat aseară de la fata respectivă, despre care vă vorbeam la începutul videoclipului, cu cearcănele, că folosim culoarea ca să ne conturăm fața. Deci folosim culorile mai închise unde vrem să dăm înapoi ochii, de exemplu, și folosim iluminator și culori mai sidefate și mai sclipicioase unde vrem să aducem în față. Deci aici pe brow bone, cum le spune, sau pe osul sprâncene folosim highlighter, eu n-am folosit și nu folosesc niciodată. Nu știu de ce, mie nu-mi place. Folosim culorile sidefate și ca să adâncim ochii, folosim culorile mai închise. Bun, făcut o mică paranteză, neinteresant. Again. Bun, și acum vom folosi și puțin pe nas. Dau așa ca să mă vedeți. Da. Și avem și gene false pe care nu le vom folosi. Se vede, se vede. Deci pe năsuc. Și folosim și deasupra buzei. Puțin highlighter. Nu vom folosi genele false pentru că eu consider că fetele care mă urmăresc pe mine nu folosesc zilnic gene false. Și nici eu. Am folosit la Revelion și am înnebunit. Deci am zis, am numărat fiecare minut din acea seară să vină seara odată, să plec acasă, să-mi dau genele false jos. Atât de oribile. Atât de oribil ne-am înțeles. Și auzi Giulia dincolo. Și acum avem un ruj. Scuze. De la clinic. Special cumpărat pentru acest video cu bani. Ca să zic așa. Pentru că eu nu folosesc ruj. Mă machiez și cam acesta este stadiul în care rămân. Pentru că nu mi-i place că se curăță revede. Chiar dacă este în același mat, mi se pare că se strânge. Sau, ok, dacă e un ruj bun, nu se strânge. Dar tot se ia din nuanță. Și să rămâi cu petice pe buze, nu-mi place. Nu-mi place. Dar de dragul clipului, vom folosi acest ruj. Și m-am luat o oglinduță mai mică ca să nu mai stau cu capul în jos. Ok, nu pot vorbi. De aceea este o liniște. Și o pauză ciudată. Acesta este și rujul. Și wow, am terminat! Să dăm coronița jos ca să nu mai părem fetițe. Să vedem și părul care a fost întins ieri sau alaltă. Ok, hai să vedem dacă reușesc să dau camera un pic mai în spate. Prea mult! Too much! Așa ca să mă vedeți cu totul. Am vrut să pun cercei, dar nu vă mai rețin atât de mult. Și acum să facem cafetele la sfârșit. Sunt drăguță. Sunt frumoșică. Dacă nu, dați-mi un like. Și dacă da, dați-mi un like. Și dacă nu, nu. Și mă și mânji de ruj. Gata. Mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-ați distrat. Acesta era scopul principal. Doar să mă laud eu cu ce produse scumpe de machiaj am și cu tricoul meu scump de la Tommy. Stai așa, ca să se vadă. Ca să se vadă dacă e pe bogăție. Zic să se vadă. Nu neapărat să vă învăț ceva despre machiaj. Dacă v-a plăcut vreun produs, sunt curioasă să-mi spuneți. Mie îmi plac toate, că de aceea sunt ale mele. Și dacă m-aș uita în cameră și nu în monitorul camerei, ar fi și mai bine. 11 minute din nou, gata. V-am plictisit o grămadă, mulțumesc pentru vizionare, vă pup.
O să fac de acum câte un clip pe săptămână, nu mai fac două, ca să am timp să găsesc și subiecte. Și, în general, vreau să vă distrez. Dacă mai învățăm și ceva, e minunat. Dacă nu, sper să mă urmăriți atunci când sunteți supărați, triști, stresați, e/e, adică băieți sau fete, și vreți să vă distrați puțin. Și promit că încerc să fac videouri mai scurte. Deci, încă o dată, pose, strike the pose. Sunt superbă. Nu mai mi-ajungeți la nas. Nimeni nu are atât de multe produse scumpe. Care nu este make-up artist și nu știe să se machieze. Pupici! Până la următorul! Pa!